Vă întrebați câte mostre de parfum ne-am strâns după atâtea comenzi? Ei bine, multe. Haideți să le testăm. Am doar 5 de la Oriflame, pentru că de la Avon și Oriflame cumpărasem mult mai multe mostre cu mulți ani înainte ca să testez parfumuri, dar nu ne-am adăugat aici în marea aceasta de mostre, ci am pus doar ce am strâns de brand, de designer și de nișă, pentru că o parte din ele sunt cumpărate, o parte sunt primite la comenzi sau cum au fost aceste casetuțe de la Notino, se dădeau acum un an, doi ani jumate, se dădeau la comenzi de cam 200 de lei de la Notino când cumpărai, mai ales dacă cumpărai și un parfum sau ceva de felul acesta, primeai automat. E, după aia ai început să le cumperi tu din banii tăi. Dar asta e partea a doua. Important e că am strâns foarte multe, iar acum vreau să trecem așa prin ele să le testăm, pentru că nu toate sunt testate. De exemplu, acesta este un Lady Million Empire sigilat. Sunt multe de care nu mai m-am atins, că nu mai m-a interesat sau am uitat de ele, au fost puse undeva într-o cutie, l-a depozitat și acum când am mers în București să le iau pe acestea, am luat și marea aceasta de mostre. Haideți să începem așa ușor să le testăm. Multe dintre ele, cum e la Nuit Resort, de exemplu, sunt și dublate și am aici un coș în care o să le depozităm. Și da, vom vorbi așa pe scurt despre fiecare să vedem ce mai e de văzut. Haideți să începem. Cu ce să încep? Hai că încep, uitați de aici. Am aici multe, multe mostre pe care le-am cumpărat la un moment dat, nici nu mai știu, cred că de la Brasti. Da, de la Brasti. Și avem așa. Este Lauder Intuition de Parfum. Nu mai mi-amintesc cum era ăsta. Chiar nu, dar sunt super curioasă. Oare mai există? Adică nu e discontinuat sau ceva, nu? Ok. Este un parfum floral. Miroase a lăcrămioare, miroase a ceva flori de primăvară. Foarte drăguț. Și a magnolie sau a lotus, miroase a ceva frumușel plăpând, super gingaș. Da, mă duce cu gândul la ceva, știu, Issey Miyake acela cu magnolie. Odyssey Magnolia. Da, cam așa, doar că acesta pare să aibă și altceva mai strident acolo. Da. Drăguți, nu știu, Estée Lauder Intuition, voi l-ați testat? Vouă cum vi se pare? Să-l pun aici deoparte, să știu că l-am testat. Mai departe, aici a fost ceva, Parfums de Marley de Lina Royal Essence. Mai e o jumătate de picătură. Nu că ar fi fost multă când l-am cumpărat. Știți cum e povestea cu... Nu prea se mai simte. Se simte acel de lina, dar nu pot să zic că se simte altceva. Se simte foarte tare Estée Lauder. Acesta are două pe el. Ok. Scrie același lucru? Nu. Scrie Discard to Potion și Wand de parfum. O să vă pun o imagine dacă identific despre ce parfum e vorba. Nu mai știu. Cu ce ocazie am dat acest parfum. Vanilie. Vanilie și ușor trandafir. Nu e rău, e intim, dar e drăguț. Miroase drăguț, miroase cumva vechi, ca o ladă cu haine vechi, dar foarte... foarte elegante și scumpe, cusute cu țesături foarte scumpe. Miroase foarte, foarte interesant. Se simte diferit față de ce parfumuri am aici în colecție și e super diferit. E interesant. Juliet has a gun, not a perfume.
Vai, mi-a plăcut atât de mult acesta. Mi se pare că l-am testat la un moment dat în Opino și am vrut să-l testez mai bine acasă, așa că l-am comandat în varianta aceasta. Nu prea miroase a nimic în momentul ăsta. Ba da, foarte suav. Se simte foarte intim, se simte floral. Dar foarte slab, de parcă e diluat cu apă și sincer, da, nu-mi place. Probabil că s-a stricat între timp sau ceva, nu știu exact, dar e foarte, foarte slab. Ce mai ai aici? Police the Sinner. Oh my God, ce bine miroase! Acesta este seamănă cu Pearls de la Leak, fix că am făcut un clip despre el mai devreme. Are un acord aproape metalic. Știu, metalicul ăsta, a tuberoză, seamănă cu Alien. Yep. Cred că o clonă. Clonă după Alien. Sunt încă puțin răcită, dar pot să simt mirosurile destul de bine. DKNY, Be Delicious, Fresh Blossom. Sunt câteva parfumuri de la DKNY care îmi plac foarte mult din seria aceasta. Îmi place și originalul DKNY. Dar pe acesta nu l-am testat. Partea bună la faptul că au chestiuța asta mică și nu pulverizează e că pot să pun pe mai multe locuri pe aceeași mână parfumuri și nu face așa o are mai mare. Da, miroase a ceva proaspăt, fresh, curat, cu note săpunoase cumva și flori de cireș. Da. Știu și a seamănă cu pur Blanca Blush. O, da! O, da! Chiar și cu pur Blanca și atât seamănă. Seamănă foarte bine. Wow! Ce chestie! Michael Kors, Michael Kors. Se deschid atât de greu chestiile astea că mă doare degetul de când tot deschid. Ce delicios e! Ce ăsta? Are tuberoză, are flori albe, multe de tot și ceva pară coaptă, banană. Wow! Ăsta îmi place, vreau să-l pun deoparte. Nu să-l pun deoparte, cred că o să-mi-l trec pe wishlist. Îmi amintește de. De ce mi amintește de Gucci Bloom? Mi amintește de Gucci Bloom. Cartier la Bezet du Dragon, l-avem și îl știm. Mai departe. Cred că de aici l-am remarcat pe la Bezet du Dragon și mi-a plăcut foarte mult și l-am cumpărat instant. Twilly. Avem și Twilly. Îl știm. Este Lauder Sensos Nude. Cred că e discontinuat. De obicei la nude. Cam ciudată treaba pentru că sunt mici foarte slabe. Miroase a catifea. A catifea vanilată cu ceva nisipos prăfos pudrat. Nu știu dacă e plantă gen iris sau e mosc, dar e foarte, foarte catifelat și se simte ca un material. Are ceva în comun cu acel Estée Lauder Pleasures și acel Estée Lauder Bronze Goddess. Îl pun și pe ăsta deoparte, îmi place dacă mai e și nu e nici continuat.
Interesant rău. Mai avem aici câteva și terminăm cu punguța aceasta. Sensos, simplu, de la Estée Lauder. Deci, vă spun, am cumpărat astea cu mulți ani în urmă. Și nu mai știu nici eu ce am luat, ce am făcut cu ele. Ok, o să-l pun aici, pe partea asta. Ok, acesta e mult mai vanilat, mai mâncabil decât celălalt. Aproape că îmi place mai mult. Îmi place mai mult. O să-l pun aici. E intim, categoric intim, dar miroase excelent. Miroase a ceva cremă lăptoasă pentru corp, dar spre zona Charlotte, budincă de vanilie pe care ai întins-o pe tine, nu știu, și e un parfum de vară pentru care are acest miros de loțiune pentru plajă, ceva care mă duce cu gândul la plajă, nisip. Super drăguț, dar e foarte intim. Foarte, foarte intim. Bine, nu știu cum e când îl pulverizezi pe tine, dar în situația asta e cam intim. Dar îl vreau și pe el deoparte, pentru că parcă mă tentează mirosul, pentru că nu l-am în colecție și e ceva diferit pe care l-aș purta, mai ales pe vreme foarte caldă. Ok, mandarina dacă am aici, care tot așa se deschide cam greu. Da, să-l pun aici. Știu că nici atunci nu m-a impresionat așa tare. E un parfum accesibil în ceea ce privește, dar seamănă, e una, seamănă cu Cheap and Chic de la Moschino, I Love Love, citric, lămâie, portocală, drăguț, ok. The Sigual You de toalet. Nu mai pot, deci mi s-a înroșit degetul. Se desfac foarte greu. Și să-l pun aici. Să dăm o cantitate. Wow, e așa drăguț. Oh, Doamne. Are acorduri de citrice, dar și a ceva pudrat, cosmetic, dulce, mâncabil. A rămas și pe mână, wow. Vai, e mai frumos decât Estée Lauder. The Sigual You e foarte tare. Mai superb, e intim, miroase a ceva nude și foarte mâncabil, elegant, senzual. Pe restul, care nu prea m-au impresionat, le punem aici. Și am terminat o punguță. Ok, acum lucrurile devin mai interesante. Ce să iau? Avem aici, haideți că am găsit o punguță, Novelista, care a fugit de aici. Unde o fi? Uite-o, am găsit. Pac. Rouge Privé. Rouge Privé. Haideți să vedem cum e Rouge Privé. Dacă tot are pulverizator. Știți ce? O, Doamne, este o clonă veritabilă după Delina. Fără îndoială. Acum îmi dau seama că inclusiv Nina Ricci și Rose Extase era o clonă după Delina. Doar că mi-a plăcut mie să cred că are ceva diferit. Dar da, acesta este o clonă veritabilă după Delina. Mai departe, ce mai avem aici? Avem niște Flower Bomb, Nectar și Ruby Orchid. Două și două. Văd că unele sunt desfăcute și altele încă nu. Asta nu e desfăcut, ok. Două punem deoparte, două rămânem cu ele să le mirosim. Sincer, nu mai mi-amintesc acesta Flower Bomb Nectar cum mirosea. Acesta are interiorul tot lucios, deci nu pot să-l parfumez. Aici am găsit un loc neparfumat. Fa!
Mereu am crezut că iubitoarelor de scandal de la Jean Pagotier o să le placă Flower Bomb de la Victor and Rolf, pentru că au ceva similar. Sunt cumva înrudite prin acel miros miros, adică note de miere, note ca de polen, ca de ceva natural, foarte gustos. Acesta este o bombă. Stați că s-a pus niște parfum și pe nas și o să fie nebunie. Este un parfum miros extrem de puternic, extrem de frumos, de mâncabil. E un parfum care sigur se face remarcat, categoric. Pentru că e atât de puternic și de dulce și de into your face, încât n-ai cum să nu-l observi. Da, miroase frumos, nu observ neapărat diferența față de Flower Bomb normal, în afară de acel dulce, mai dulce decât în original, în acest flanker. Da, mie una îmi place, mă declar fan. Foarte bun. Să-l pun aici jos și de când îmi aminteam, știți că am avut acest parfum, am avut, bine zis, pentru că l-am dat înapoi. Mi se părea că miroase mult prea apropiat de original, mult prea apropiat și de scandal și de Girl of Now de la Elisab. Și mi-am zis că n-are sens să am atât de multe parfumuri care seamănă între ele. Da, acesta are ceva schimbat, nu e atât de tare încât să te dea pe spate cu dulcele lui, ci are ceva note de orhidee. Notele de orhidee eu le văd ușor excentrice, să zic așa. Sunt concentrate, nu puternice, dar sunt concentrate și ușor parcă ar fi un miros mai artificial. Este un miros specific de orhidee care nu miroase frumos ca toate florile, miroase un pic înțepător, nenatural, ciudat de explicat, dar da. Așa miroase și acesta. Seamănă nu foarte mult, dar pot să zic că văd acele note de orhidee ca fiind asemănătoare cu cele din Extreme Orchid de la lui Varel. Sunt ușor asemănătoare. Dar da, foarte frumoase și știu că e persistent. Când l-am avut, l-am testat și a persistat 9 ore, cel puțin, la aceeași intensitate, adică super puternic. Da, mie îmi plac foarte mult parfumurile de la Victor and Rolf, sunt atât de bune. Mai departe, ce avem aici? Asta... Haideți cu acesta aici, am... Mon Paris și doar Mon Paris? Da. Mon Paris Couture. Da. Mon Paris Couture. Mon Paris normal și Mon Paris Couture. Pe acesta, eu de parfum, îl avem. Deci îl punem la loc și punem ăsta jos, pungurița jos. Pe acesta Couture, sincer, n-am fost curioasă să-l testez. Nici nu știu de când e, dacă se mai găsește. Așa arată. S-a desfăcut un pic prost, dar... Ok, haideți că sunt curioasă. Pe mâna asta n-am apucat să mă dau cu nimic, deci o să-l punem aici. Față de original, miroase mult mai efervescent ca o șampanie, ca un suc acidulat. În loc de căpșuni, simt piersică, caisă sau ceva din zona aceasta, mai pufoasă, că e un pic mai pudrat,
Are în continuare acel vibe floral. Partea florală nu mi se pare schimbată față de original, doar partea fructată și faptul că are acest efervescent în el. Deci, parcă simt bule acidulate cum fac așa în nas. Da, e foarte efervescent, foarte, foarte. E ca o șampanie pentru copii cu piersici caise, foarte dulce, dar care miroase și a o parte florală. Așa e. Foarte drăguț, dar nu suficient de drăguț cât să îl pun acolo la loc de cinste. Ok. Am aici o pungă cu arăbești, dar nu vreau să mă dau acum cu arăbești, că nu mai simt nimic în rest și vreau să testez cu voi cât mai multe și să încerc să vă zic cât mai bine. Am aici niște cutii fix în față. Și am aici un Lady Million Empire pe care știu că l-am... A, e fix aici. Da. Știam eu că l-am și desfăcut și îl testăm imediat. The Only One avem. Si avem. Deci cutia aceasta ar putea să meargă aici. Bun. Haideți să testăm Lady Million Empire. Lady Million Empire. Ok. Bun. O să-l pun aici. Haideți așa. O să râdeți. Mie miroase a must care dă spre vin. Cu ceva note de vișină. Vișină. Da, o vișină năsprită cu floral. Nu seamănă cu Lady Million original, nu seamănă cu Lady Million Privé, nu seamănă cu zona aceasta, nici cu Fabulous. E diferit, e interesant. Pentru cine vrea să aibă un parfum mai excentric, cred. Îmi amintesc că l-am testat și în magazine și nu mi s-a părut că miros așa un vin must, vin înăsprit. Dur. Dur spre, nu neapărat stricat, dar puțin fermentat. Nu e la fel de efervescent ca cel de adineauri, care, sincer, miroase foarte frumos, dar nici nu mă convinge. Ok, am mai găsit aici. Văd că avem așa, Givenchy Irresistible. Am vrut să-l iau de la Eiffel, nu știu dacă l-am avut sau am vrut să-l iau. Nu mai știu exact, dar ceva la un moment dat m-a făcut să nu-l mai doresc. Da, nici acum nu mă impresionează. Îmi amintește la Ralph Lauren Beyond Romance. Și chiar de romans simplu. Seamănă chiar și cu Viva Voce sau Donna Born in Roma de Valentino. Zona aceea, pudrată, cosmetică, drăguță, după care nu prea mă dau un vânt, recunosc. Dar da, miroase cosmetic. E mai drăguț decât un cosmetic simplu, dar nu e suficient de drăguț cât să-mi placă. E un pudrat cam înnecăcios pentru gustul meu. Simt și altceva pe acolo. Sunt și alte note. Am, de exemplu, chiar miroase drăguț, dar miroase a narghila. Miroase a o narghilea cu... Da. Aburul ăla, fumul ăla necăcios. Ușor cald. Ceea ce e foarte ciudat. Ok. Avem Nomad. Pe Nomad îl știm. Avem Idol, pe Idol îl știm.
Avem Marc Jacobs Perfect. Marc Jacobs Perfect. E varianta intensă. Mie mereu, parfumurile acestea de la Marc Jacobs, care au multe zorzoane la capac, mi s-au părut că seamănă mirosul lor cu un ștulete de porumb fiert. Un porumb fiert dulce, dar ăsta e mirosul, asta e nota, asta e esența parfumurilor, asta simt în ele. Miroase a porumb fiert, foarte dulce, porumb extra, extra baby corn. Și nu știu dacă simt altceva, poate mai ești ceva dulce, floral pe acolo, dar dulcele ăla vine din porumb, din acela de lapte. Exact așa miroase. E interesant, nu zic nu, dar nu știu dacă l-aș vedea ca pe un parfum adevărat de... Da. Încă un Irresistible de la Givenchy și un Tiffany & Co. Haideți să-l testăm și pe Tiffany. Ok, o să-l pulverizez aici. Ok. Drăguțel. E un parfum proaspăt cu note citrice de vară, absolut de vară. Mă duce cu gândul la ceva Versace Dylan Turquoise. Se simte mandarină cu ceva fresh săpunos. Nu se simte apă, nu se simt note acvatice clare. Nu știu dacă are. Că nu simt acel iz urât din note acvatice marine. E un iz frumos, un vibe drăguț. Drăguțel de vară ăsta, dacă mai există pe undeva, e mișto. Sunt conștientă că multe dintre ele pot fi deja discontinuate. Mai devreme mirosisem Lady Million de aici, din această căsuță. Mai avem Amo Ferragamo Flowerful, pe care îl am, și un Libra, pe care îl avem și pe el. Așa că o să dăm deoparte casetuța. O să facem un pic de ordine aici. Aici am stă în ochi o punguță cu multe, multe chestioare. Avem Chloe Eau de Parfum, îl avem. Un C, un Because It's You, un al doilea Because It's You și un Signorina In Fiore de la Salvatore Ferragamo, pe care nu l-am. Haideți să-l mirosim. Este mai puternic decât originalul. Este clar bogat în flori. Seamănă cu zona lui Chanel Eau Tendre. Nu, cu Chanel Chance. Și Vince Camuto Fiori. Da, seamănă foarte mult în zona aceasta de floral fresh. Un floral proaspăt. În sezonul cald e mult mai plăcută. Mi-am amintesc că l-am mai testat odată și mi-a rămas o impresie bună despre el și a rămas acolo undeva în mintea mea. Haideți să continuăm. Mai am aici o casetă. Casetele cred că încă au chestiile în ordine. Pe multe dintre ele le-am dezorganizat. Nu mai sunt în aceeași ordine. Încă un C. Silk Destiny Novelista. Haideți să-l încercăm pe acesta. Văd că l-am mai testat mai de mult și l-am testat mai mult că nu se vede plin. Mi-amintesc că aceste mostre au venit destul de pline. Ok, miroase a iris. Miroase a flori
pudrate, cumva. Dar e în efervescent în același timp. Și el miroase în stilul lui Vince Camuto Fiori. Cred că și el e o clonă după Chanel Chance. Da. Da, categoric. El seamănă mult mai bine decât Salvatore Ferragamo, Signorina Infiore. Mult, mult mai aproape. Ok, mai departe. Avem aici Boss Alive Eau de Toilette. Nu pulverizează foarte deștept, pentru că mi-a stropit aici destul de ciudat, dar important e că am putut să scot conținutul din ea și să vedem cum miroase. E drăguțel. Simt iasomie foarte clar. Foarte, foarte clar. O iasomie cu săpun, gel de duș, ceva curat, prosop curat. Prosop curat de hotel. Și mai miroase a magnolie. Magnolie. Da. Magnolie, lemn de santal, un lemn dulce, ceva de felul acesta. Da, cu ceva citric, portocal. Flori de portocal, mă rog, dar e foarte slab. Foarte intim. Probabil că apa de parfum sau știu că e și apa de parfum intensă, parcă. Cred că e nice. Ar trebui să-i dau mai multă atenție. Voi ce ziceți? Vă place acest parfum? Life de la Boss, l-ați încercat? V-a rămas în minte? Știți ceva despre el? Iar aici, Chloe Le Eau de Toilette. Wow! Îmi place mirosul. Miroase a trandafiri sălbatici. Natural. Un trandafir natural. Nu acel trandafir dulce, bulgăresc. Nu, e un trandafir suav, ca un trandafir alb sau exact nuanța aceasta pe care o folosește Chloe la parfumuri. Tot ceva primăvăratic îmi vine în minte, tot ca o magnolie, ca un ceva lăcrămioare, flori din acestea mai primăvăratice, dar trandafirul se simte cel mai clar, un trandafir sălbatic. Zic sălbatic pentru că nu are acel miros catifelat, dulce. Nu e la fel de cizelat mirosul ca și cum cineva a ales ce genă de miros să ducă mai departe prin trandafiri și pe care i-a înmulțit special și i-a nu știu, cultivat, încrucișat cu alte specii, cât să iasă un miros foarte dulce, plăcut maselor, ci e un trandafir care a crescut în natură cu un miros natural, efervescent, energizant, care nu se deosebește extrem de mult de o altă floare foarte frumoasă, tot din natură. Nu știu exact cum să explică, are în el și notele de sevă, note de tulpină, de frunză. Da, și pe lângă asta simt și ceva primăvăratic, ca o magnolie, ca un bujor. Nu ceva mai tare, nu ca o zambilă, nu. E drăguț, e super chill, super calm ca miros, îmi place. Îmi dă un oarecare vibe, îmi dă un oarecare sentiment că este rudă cu Chloe, acest Chloe Le. Da, îmi place. Nu știu dacă să-l pun acolo deoparte cu cele pe care vreau să le testez, să le văd dacă le pun pe wishlist sau să-l țin separat. Încă sunt în dubiu. Ah, o să-l pun aici, într-un alt loc. Mai am parfumuri în genul acesta care miroase a trandafir mai natural, mai sălbatic și de asta nu aș vrea să iau la fel. Așa că argumentul ăsta mă convinge să-l pun în cutie. Am strâns deja câteva aici. Cred că, da, n-aș pune-o mai aproape că o să ne încurce aici. Și Be Extra Delicious, vai cât de mult mi-a plăcut acest parfum. L-am testat fix când a venit cutia aceasta, am impresia, cam acum 2 ani. Cred că acum 2 ani s-a lansat. L-am testat și mi-a plăcut super mult. Și când m-am hotărât eu să-l cumpăr, stoc epuizat. Abia se lansase, deci abia se lansase și
Vai, miroase a super. Mere super delicioase, mere cu miere. Atât de yummy! E super bun, miroase a jeleuri cu fructe, miroase a ceva bun preparat, nu miroase a măr, măr verde, măr natural. Nu, miroase a ceva extrem, extrem de bun. Extrem de bun. Vai cât îmi place, încă îmi place acest parfum de la DKNY și o să-l pun deoparte, o să-l pun deoparte. Seamănă într-un fel cu Riri. Rihanna Riri, dar e mai mult de atât. E mult mai dulce, gurmand, frumos, savuros. Tot dau peste cutia asta și o să o iau pe ea următoarea. Aici am mai multe decât erau scrise în set. Au. Ok, și o să luăm. Avem Jean Pogatier Label. Despre el am vorbit, îl știm, am făcut și un clip separat în care l-am comparat cu Label Le Parfum, deci nu ne obosim să vorbim despre el. La My Way la fel, am vorbit și despre My Way intens și My Way simplu, deci nu are sens nici la el să comentăm foarte mult. Încă un Nomad, un Black Opium, încă un Label, Olympia Legend, le avem. Partea rea când ai atât de multe parfumuri e că foarte greu găsești mostre, să vină mostre la care nu ai parfum. Dar aici avem un Korloff Majestic Tuberose care îmi amintesc că se găsea destul de greu de pe atunci. Mie mi-a stat gândul foarte mult la el. Nu știu dacă e discontinuat sau doar a avut un moment în care nu s-a găsit așa des. Dar vă spun, miroase demențial. Foarte frumos. Îl pun direct pe mine. Ok, eu o să-l pun pe partea asta ca să mă asigur că nu se încurcă. Wow! Wow! E atât de frumos, miroase? E un fel de Gucci blum piperat cu ceva note puternice ca de parfum arabesc, dar fără iz arabesc. Adică nu mă refer la ceva dur, neșlefuit. Nu, e ceva incredibil. Oh. Notele acestea piperate de parcă un lemn piperat, un lemn. Nu știu dacă e scorțișoară, că nu miroase dulce. E un lemn piperat, cam așa, un lemn cu piper. Sau poate lemnul pe o scoarță de copac s-a râșnit sau s-au spart niște boabe de piper. Exact așa miroase. Într-o grădină plină cu cele mai frumoase tuberoze, foarte puternice, fără să-ți dea dureri de cap. Deci nu e acea tuberoză tipică. Nu, e ceva super splendid la parfumul ăsta. Categoric îl las deoparte. Bine că mi-am amintit acum de el cu ocazia acestui clip ca să pot să recaut acest parfum. Ce mai avem aici? Miss Dior Blooming Bouquet. De multe ori am mirosit acest parfum și mi-a rămas mintea la el, doar că mereu mi s-a părut că parcă e prea slab pentru mine ca intensitate. Pentru că imediat se diminua și nu mai simțeam mirosul și până la urmă vreau să simt mirosul pe mine, că de-aia mă parfumez cu el, adică. Da, e mult prea intim. El ca miros e superb. E un trandafir cu musc, bujor cu trandafir romantic, delicat, frumos, balerină. Superb, 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 superb. Dar e puțin ca prea slab. Las deoparte, vreau să-l mai testez. Îmi place mult de tot mirosul, mult, mult, mult de tot. Dar cred că aș fi genul care m-aș da cu o tonă ca să pot să-l simt bine. L'Enter D, îl avem. La Vie Belle en Rose, nu l-avem. Să-l pun aici. Scandal by Night. Punem să mirosim. Și încă un La Vie Belle en Rose. Super. Începem cu La Vie Belle en Rose.
Știu când l-am mirosit ultima oară, mi se părea că miroase foarte diferit de la Viebel. Dar acum îl simt foarte apropiat. E un veritabil la Viebel cu un touch de trandafiri. Trandafirii sunt nebunitori, miros foarte bine. Foarte bine. Din ce se usucă, din aceea miroase mai puternic ca trandafir și în partea aceea de la Viebel original se duce așa mai la fund. Frumos, îl păstrez, pe acesta îl păstrez. Nu credeam că o să-l mi-l doresc, pentru că l-am testat de multe ori și simțeam când îmi place, când nu-mi place, că ce fac cu el. Dar acum parcă i-aș mai da o șansă. Scandal by night. Știu că am avut un moment în care voiam să iau scandal, dar zic, mă, parcă n-aș lua chiar scandal, că m-am plictisit de varianta originală, să iau varianta aceasta by night și am fost atât de nedumerită dacă să-l iau sau nu, că până la urmă nu l-am mai luat nici pe unul, nici pe celălalt. Da. Haideți să vedem. Știu că e dulce, știu că e tare, știu că e potent. Oh, se simte mierea atât de bine, îmbracă atât de bine flori. Deci flori glazurate, minunat. Dar mai e ceva acolo pe care originalul nu l-avea și de asta mă face să cred că By Night e o versiune mai bună. Mm-mm-mm. Lasă apă în gură. Place foarte mult. Doar că mirea aceea e specifică Jabot Gaultier, e specifică lui Scandal și cumva și vreau ceva mult mai diferit de atât. Dar încă îmi place. Nu știu, o să-l las și pe el aici. Nu mă impresionează la fel de mult ca la Viebel & Rose, dar merge, îl luăm în considerare. Haideți să mai vedem pe aici. Avem aici, This is Love. Îl știm pe Zadigem Walter, This is Love. E minunat. Așa m-a convins să-l iau. Lady Million îl avem de la Paco Rabanne. Aqua di Gioia nu-l avem. Haideți să-i dăm încă o șansă. Mi-amintesc că am fugit de el foarte multă vreme pentru că nu-mi plac acvaticele, deși am unele acvatice care îmi plac, dar nu mai pot. Dar nu mă înțeleg cu toate bine și vă dați seama că mi-este super frică. Dar acesta nu miroase rău. Miroase mai degrabă fructat, fresh decât apă. Hei, nu-i rău. Duce și el în zona lui Dylan Turcoaz. Săpunos, frumos. Îmi place. Nu știu dacă e chiar genul meu, dar nu e rău. O să-l pun aici, dar o să-mi țin mintea deschisă către el în cazul în care mă mai gândesc la el. Și avem aici încă două Dolce & Gabbana Light Blue. Îl avem. Știm despre ce e vorba. Mai departe, aici avem o punguliță interesantă. Avem Black Opium, avem Good Girl Carolina Herrera. Nu am Good Girl Carolina Herrera, nu varianta aceasta originală, dar am Good Girl, Very Good Girl Glam și Carolina Herrera, Carolina Herrera Vintage-ul. Pentru acesta am câteva clone. Deci știu cum miroase, nu are sens să-l testăm. A fugit. Avem Yes I Am, o dată, de două ori și Flower Bomb Midnight și încă un Good Girl. Bun, din punga asta nu avem nimic nou de încercat. Așa că trecem mai departe. Cum spuneam, vreau să încerc parfumuri pe care nu le am. Pentru Balmain Ecstatic am o miniatură, știu cum miroase, e un efervescent floral, foarte drăguț. Omnia Cristalin. Ok, o să-l testăm pentru că nu l-am. Și încă o Aqua di Gioia pe care l-am testat mai devreme. Haideți să testăm acest parfum. De fapt, mi-am amintit că Omnia Cristalin mirosea foarte, foarte apropiat. Mi s-a părut mie de Pur Blanca. Acestea două, haideți să le testăm.
Vă tot povesteam de Ralph Lauren Romance, că nu prea îmi place. Well, iată de ce. Pentru că l-am testat și mi s-a părut că nu e ce trebuie. Nu pentru mine. O să vi se pară amuzant, dar nu mai mi se pare atât de rău. Deci ăsta Romance nu era rău. Știu că ori ăsta, ori Beyond Romance, am impresia că era ăla care mi-a rămas așa o amintire urâtă despre el. Dar ăsta nu e rău. Nu e rău deloc. Are chiar ceva din la noi trezor. Îmi place. Îl pun deoparte. Opa! Și balbăm Ecstatic. Varianta apă de parfum. Eu am miniatură apă de toaletă. Nu știu cum e asta. Nu e rău. Miroase cumva metalic. Exact așa, paiete cumva. Da, are ceva lemnos și ceva gen pielărie. Pentru că se simte cumva ceva pielărie, fără să-l facă unisex sau să-l facă masculin. Dar categoric e ceva acolo, fără să fie prea puternic. Deci e doar așa, o picătură la toată sticluța și se simte extravagant, ca de club, ca de ceva lux. Îmi place. Îl pun și pe el, îl pun și pe el la categoria asta. Haideți să vă arăt ce mai am. Așa, My Way, la noi trezor nude, pe care l-am testat înainte să-l cumpăr, și un Jardin sur la Lagune. Pe acesta l-am luat din Douglas când a apărut el la lansare. L-am luat pe loc și era absolut super. M-a dat pe spate pentru că are un miros super diferit față de normă și l-am luat acolo. Rare ori se întâmplă să cumpăr așa pe loc parfumul. El a fost una dintre excepții. Și nu mă simt deloc vinovată, nu simt că am făcut o greșeală. Acesta e pentru bărbați, o să-l pun deoparte pentru altă dată. La Nina Ricci acesta, nu știu de ce, dar sincer, pe mine nu m-a impresionat atât de tare. Nu mi s-a părut niciodată atât de frumos pe cât îl descrie lumea. Mie mi-a plăcut de la Nina Ricci serial Extaz. A mai fost premier jur, așa, câteva ramuri, dar de la seria aceasta cu merișoare, cred că a mai fost unul singur. Mi l-a recomandat cineva dintre voi, mi-a zis, hei, știu că ai zis despre acesta că nu ți se par suficient de serioase, dar vezi că este unul care miroase foarte bine, mai lemnos, mai serios, mai frumos. Și m-am dus și l-am căutat și l-am testat și, într-adevăr, nu mai știu cine ești și cine mi-a scris, dar ai avut dreptate. Chiar a mirosit bine. Chiar a mirosit serios și frumos și mult mai calitativ și scump decât era, de fapt. Deci, da. Ok. Miroase drăguț. Dar miroase a gel de duș. Un gel de duș intim. Și cam atât. Un gel de duș. Fructat floral. Dar nu e... Eu vreau să-mi placă. Eu vreau să-mi placă, dar nu mă atrage suficient de mult. Ok. Prada La Femme și Black Opium Illicit Green. De acesta v-am mai vorbit la un moment dat, de Illicit Green. Nu a ajuns în cea mai bună formă. Arată oxidat și rău. Ok, o să văd dacă se pulverizează măcar o picătură. S-a pulverizat. Ok. Mirosul nu-i stricat. El doar arată ciudat, dar miroase a cafea. Și nu miroase la fel de floral ca originalul. Nu pot să spun că sunt dată pe spate. Sincer, s-a făcut foarte multă reclamă acestui parfum în perioada lansării și nu m-a impresionat atât de tare.
Mă așteptam eu la ceva mai mult, dar n-a fost chiar așa reușit. Nu știu la ce mă așteptam exact cu Green Illicit. Cred că mă așteptam să fie mai diferit. Mie una miroase exact ca originalul. Doar că notele de cafea parcă sunt un pic mai proeminente, dar nimic altceva. Și chestia asta mă întristează. Pentru că mi se pare că mi-ai promis ceva și nu mi-ai dat ce mi-ai promis. Prada la Femme. Și un fir de pisică. Nu mai mi-amintesc acesta cum miroase. Știu că l-am testat la un moment dat și în magazine, dar nu mai mi-amintesc. Ok, miroase foarte puternic. Foarte, foarte puternic. A ceva extract de vanilie intens, rău de tot. Foarte intens. Și cumva vintage. Nu doar cumva, mi se pare foarte vintage. Ok, haideți să mai mirosim și alte chestii. Avem aici de la Montal Roses Musk. Cred că am luat de la Brasti, parcă. Da. Ok, o să vedem aici. A pulverizat ca un pistol cu apă. Nu a făcut, n-am prăștiat nimic, doar a făcut o linie de apă și acum doar se scurge. Mi-a făcut flash cu o zonă foarte mică, dar miroase. Miroase o tuberoză metalică stricată cu porumb. Să-l pun deoparte. Cred că o să-l pun înapoi în pungă după ce termin cu ele. Aici, Amouage Honor. După acesta am o clonă de la Infinite Love. Nu are sens să mai pulverizăm. Mai avem aici. Vai, mi-a plăcut super, super mult acesta. E Histoire de Parfums 1889 Moulin Rouge. Vai de mine cât mi-a plăcut. Deci miroase a ruj cu ceva vechituri. Lemn vechi. Lemn vechi care nu a văzut lumina zilei. Un lemn care miroase a aer închis, a lemn stătut în pod, peste într-un cufăr din acela de-al bunicii, peste care s-a așezat și praful, în lada aceea fiind depozitate rochii de teatru. Asta e. Deci, într-un cufăr vechi lemnos, care putrezește de la umezeală în timp, în ani, stau așezate rochii de teatru de la Moulin Rouge. E exact asta și îmi place foarte mult. Extrem de mult, deci îl pun aici. Bine că mi-am amintit de el. E un ciprat. Un ciprat frumos. Cred că e singura rudă a lui Magie Noir de la Lancôme. Ce genial. Genial, genial, genial. Tot de la Montal. Dark Purple. Haideți să vedem ce știe acest mov închis. Haide mă, a pulverizat și el prost. Nu știe să pulverizeze drept și doar se scurge o picătură așa. Deci asta nu prea îmi place cum miroase. Miroase a cafea învechită, cafea umezită, care a tras umezeală? Cafea care a tras umezeală. O cutie din aceea care n-a stat bine închisă într-un loc umezit. Ok, mai departe. Coco Mademoiselle. Pe Coco mă îndoiesc că nu-l știți. Am clonă după el. Nu am de gând să-l remiros. Versace Dylan Turcoază l-avem. Pe Jador îl știu foarte bine și am clonă după el. Pe acesta l-am mai testat eu, dar n-am înțeles mare lucru de el. Este vorba de Shiseido Ginza. Știu că e de la Shiseido, e un parfum foarte frumos, dar nu știu dacă e acesta cu mov sau acela cu roșu, cu roz. Da, nu știu exact care e, dar o să-l pun tot pe el. Da, e un floral de primăvară. Frumos, elegant.
are și el o ceva vibe cosmetic, pudrat cosmetic, dar nu e foarte puternic, e mult mai tare partea florală, care miroase frumos. Miroase frumos, e intim, e intim, dar e drăguț. O să-l las deoparte pentru că nu sunt eu convinsă de Shiseido. Trebuie să mai testez. Trebuie să mai testez. Ok, am aici Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Haideți să-l mirosim și pe el. O să-l pun mai sus aici. Bine că a rămas zona uleioasă și pot să văd unde am pus celelalte parfumuri, că altfel le-aș fi amestecat. O să-l las un pic să-și revină, că e prea devreme de mirosit. Haideți că o să-l pun aici. Da, miroase a gardenie. Dar miroase și alte flori. De minuni nu vorbim, de la Essence de Romani. Am vorbit într-un alt clip despre ele. Dacă vreți, vă las link în descrierea acestui clip. Ca să nu facem clipul acesta foarte lung, eu încerc să mă limitez să vorbesc fix despre parfumuri pe care vreau să le testez și pe care nu le am și care sunt pentru femei. Că, de exemplu, am mai găsit aici un parfum pentru bărbați. Să-l punem deoparte. Da, aici e o pungă cu parfumuri pentru bărbați. Acqua di Gio. Sauvage. Încă unul din acesta. Bad Boy. Hugo Reversed. Issey Miyake Fusion Dissei. Încă unul. Le punem pe toate în același loc. Că dacă vreți să vorbim despre parfumuri pentru bărbați, să putem să facem și asta. Un alt Discovery Box de la Notino. Korlov, de care v-am vorbit și care am spus că e minunat și aș vrea să-l caut, să-l iau. Black Opium la Nuit Trezor. Și fiindcă tot l-am găsit pe la Nuit Trezor, o să pun și celelalte la Nuit Trezor tot aici. Să le am pe toate la un loc. Aici avem Acqua di Gioia de Gio Profondo și mai am găsit și un Gucci Guilty pentru bărbați. De la Prada Black Luna Rosa. Valentino Donna Born in Roma Yellow Dream. Dacă vreți să vorbim despre el. Și un My Way. My Way avem, dăm la o parte ăsta. Și am mai găsit aici Jean Patou Sublim, îl am. Am avut o mostră pe care am cumpărat-o de la Notino, pe vremea când se găseau chestii, mostre la Notino. Avem aici, în continuare, acesta e de la Infinite Love, îl pun și pe deoparte. Și mai avem câteva. Arăbeștile le las la final, că la arăbești sunt foarte puternice de obicei și îmi strică mirosul și nu mai simt bine alte parfumuri. Haideți să vedem acesta Valentino Donna Yellow Dream. Un miros fresh, curat, frumos, sincer. Ultima oară când l-am mirosit nu mi-a plăcut. Are în el ceva bujor, trandafir, ceva note de genul. S-a pulverizat inclusiv pe degetele mele. Da, miroase foarte bine, îmi place. De ce nu mi-a plăcut data trecută? L-am mirosit vara, cred că asta e. O să-l pun deoparte, o să-l pun deoparte. Haideți să vedem dacă putem scăpa de aceste parfumuri. Încă un Ecstatic Balmam, nu ne trebuie. Acesta e acel parfum de care vă spuneam că mie nu-mi place. Doamne, câte parfumuri Ecstatic am. Jean Paul Gaultier la Belle Le Parfum. Alien Goddess, uitați că îl testăm și pe el. Novelista Summer Flare. Și aici mai avem așa.
Mont Blanc Explorer. Am impresia că e un parfum de bărbați, pentru bărbați. Cartier Eau de Quartier Eau de Toilette. Mont Blanc Présence d'une Femme Eau de Toilette. Și Hermès Le Jardin, un jardin sur la Nil. Haideți să începem cu novelista Summer Flair. Miroase fresh verde cu ceva citric mai acrișor, cum ar fi grapefruit-ul. Miroase ușor unisex. Miroase ușor unisex. Nu e rău, dar nu e chiar genul meu. Alien Goddess. Wow, dulce. O vanilie superbă orientală. Dar și gurmandă, miroase a prăjitură. De ce nu mi-a plăcut data trecută? Știu că am mirosit acest gadeț și nu mi-a plăcut sub nicio formă. Dar era vară. Cumva vara am simțit mereu parfumurile mult mai stridente. Haideți să vedem. Cartier Eau de Quartier. Interesant. Miroase a ceva catifelat caramelizat, un floral caramelizat, fără să fie gurmandul acesta modern, cu ceva ladă învechită și el, ceva fumuriu. Am nevoie totuși, cred că, de mai mult decât atât. E foarte puțin acolo, ar trebui mai multă cantitate ca să pot să-mi dau seama bine de miros, dar o să-l pun deoparte pentru retestat. Acesta Hermes Le Jardin, un jardin sur le Nil. Miroase verde a tulpină, a sevă cu ceva condimentat. Interesant. O să-l pun aici, tot așa vreau să-l retestez. Mont Blanc Présence d'une Femme. Vai cât de frumos e. E un lemnos cu floral, flori albe am impresia, care are ceva fum ca de tutun, ceva fumuriu și note mai unisex bărbătești. Detestat, l-am pus aici deoparte. Ok, haideți să vedem în punga asta. Asta le dăm la o parte. Și să vedem în punga aceasta ce se întâmplă. Un alt Coco Mademoiselle, un alt Acqua di Gioia, un L'Odyssée de la Issey Miyake, îl luăm deoparte, Valentino, The New Eau de Parfum și La Vie Belle Simplu și Olympia Legend. Haideți să încercăm acest Valentino. Îmi place. Are și el ceva condimentat. Miroase a ceva trandafir, bujor, foarte frumos, floral, frumos de tot. Flori, flori albe, flori de portocal, dar miroase extrem de elegant. Îmi place, chiar îmi place. Și L'Odyssée Issey Miyake. Vai de mine! Doamne, Dumnezeu! Crini! Exact, crini. Crini, miroase a primăvară. E un buchet de primăvară minunat! Superb și atât de puternic! Super! Și avem aici încă o cutie. Les Infusions de Prada Iris. L-am mirosit la un moment dat. L-am mirosit și în magazin. Îmi place extrem de mult. Da, miroase bine. Dacă îți place irisul, e foarte bun. E foarte, foarte bun. E un iris verzui, așa cum arată și prezentarea, dar pe piele miroase excelent, așa pe foaie. Dar se simte frumos, se simte elegant, e aparte.
ia parte. Să-l pun aici. Narciso Rodriguez For Her, îl știu foarte bine, îmi place foarte mult, sunt sigură că îl cunoașteți și voi și mereu există această discuție între apa de toaletă și apa de parfum, care e mai bună. Calvin Klein Woman, sincer, niciodată nu am reținut mirosul acestui parfum. Chiar nu. Miroase foarte bine, e un fresh de zi cu zi, non-dulce, să zic așa. Cu note piperate. Îmi place, e interesant. Chiar îmi place. Îl pun deoparte. Nu se știe niciodată dacă îl mai pot găsi undeva. Acum de Gioia l-am mirosit. Și am o Ferragamo, știu cum miroase, e foarte, foarte drăguț, miroase a vanilie pură și îl pun aici că îmi place. În acest aveam Angel Nova, mostra care m-a convins să cumpăr Angel Nova și Lady Million și Beyond Romance, rătăcit prin pungă. Și haideți să trecem la parfumuri arabești. În primul rând, în punguța aceasta cu mostre de la Oriflame, am și un alt parfum de la Versace. Nu o să miros de la Oriflame, pentru că și așa este foarte lung acest clip, cred că nu. Nici nu mai știu cât de vechi sunt aceste parfumuri, dacă se mai fabrică sau nu. Pentru că eu am cumpărat mostre de acum mulți, mulți ani și știu că la Avon și Oriflame dispăreau foarte ușor parfumurile, așa că nu vreau să mirosim să vorbim despre parfumuri pe care nu puteți să le găsiți în cazul în care vi le doriți. Ok. Să-l pun aici, aproape de mine. Este vorba de Versace Eros Parfum. Un floral liniștit și înțepător în același timp. Îmi amintește de Rumeur de la Lanvin. Stați că mai avem și altele. Elizabeth Taylor White Diamonds. Ok. Este un vintage absolut. Seamănă cu Mitsuko de la Guerlain. Și Jo Malone Velvet Rose and Oud. Pe acesta îl știm, am și clonă pentru el. Bun. Și avem aici Rasasi la Yukawak Yasmin Wisp. Oh! Oh, ce puternic e! Miroase a lemn, a ud. Puternic rău de tot. Atât de puternic că nu înțeleg altceva. Se simte și catifelat și cred că simt și note de pielărie. Se simte unisex. Ah, destul de puternic. Genul de parfum pe care nu-l tolerez foarte, foarte ușor. Acestea le-am avut de la Parfumas. De acolo le-am comandat. Aici am Dahab Safi. Acesta miroase a cafea foarte dulce. A cafea caramelizată. Da. Cel puțin așa se simte. Nu mai ajunge pompița la lichid. Dar la capac aici miroase foarte puternic a cafea caramelizată. Interesant. La Tafa Caed, pe acesta l-am și pe Ragba. La Tafa Caed e un unic sex puternic frumos, mie îmi place, e puternic, dar o pulverizare, dar miroși toată ziua rupi. Ragba e zahăr ars, e caramel în formă lichidă.
Violet Bouquet. Violet Bouquet, îmi amintesc că e... Da, e o clonă după Baccarat Rouge. 100% Baccarat Rouge. Aude Nuit. Nu mai știu cum este. Haideți să vedem. Nici nu mai vrea să pulverizeze. Ok. Oh. Seamănă cu caied. Seamănă cu caied lemnos. Lemnos. Se simt note lemnoase de ud, dar nu e la fel de rău ca acel de dinainte. Ca unde e? Ca acest rasasi. Acest rasasi e mult, mult mai rău decât acesta. Mult prea puternic, masculin, tare din calea afară. Acesta, da, seamănă foarte mult cu Kaed. Așa mi se pare. Și ultimele două și v-am lăsat. Od Hindi și Marin Ahmed al Maghribi. Deci, Udu, cât de Udo fi. Deci acesta nu mai vrea să pulverizeze. Ok. Să vedem dacă mai pot să miros până aici. Ok, acesta miroase a plante, a ceva, de parcă e pasta de dinți herbal. Ceva de felul acesta. Propolis, herbal, cimbru, șofran și lemn. Lemn amar. Iar acesta... Ok, acesta e fructat. Acesta e fructat. Și mentolat în același timp. Un fructat ciudățel. Cu note de ceva verde mentolat. Exact, mentolat. Da. E o zăpăceală pe mâna asta. Ei bine, acesta a fost clipul. Doamne Dumnezeule, câte parfumuri am testat. Sunt curioasă să le număr și o să vă afișez pe ecran sau în titlu sau în descriere câte au fost pe care le-am testat. Și sper că v-a plăcut. Spuneți-mi ce părere ați avut de aceste parfumuri, iar până data viitoare vă urez toate cele bune. Vă pup, pa, pa!